Bine, cum a trecut sfertul academic și oamenii nu mai sunt pe drum, eu zic să începem totuși momentul în care rămâne neșterătiv. Și cei care ajung mai târziu vor fi bine primiți la mine. Începem cea de-a doua parte, cel de-al doilea eveniment din cadrul proiectului Elita României, 100 de personalități românești. Primul eveniment, prima parte, a avut loc ieri, tot aici, la Ambasada României din Madrid, cu prezențe importante. Ne-am bucurat de prezența reprezentantului ambasadei, domnul Ovidiu Pufu, gazda noastră, care mulțumim. De asemenea, a fost prezentă doamna Irina Ghencea, consilier în cadrul Ministerului pentru România de Tineri, care va ajunge și azi cu doamna mai târziu. Apoi, ca de obicei, am avut invitat special din România, Irina Georgescu, câștigătoarea premiului pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, ultima ediție, ediția 2018, și Ștefan Manasia, câștigătorul premiului tânărul poet al anului 2011. Am avut parte și de un minunat concert în interpretarea fetelor de la Trio Bergodis. Apoi am avut o prezentare a proiectului, primii 30 de oameni importanți din istoria României, primele 30 de personalități care fac parte din proiectul Elita României, 100 de personalități românești. Astăzi vom prezenta următoarea tranșă de 30 de personalități, iar mâine ultima tranșă de 40 de personalități. Am avut de asemenea parte de un concert de muzică folk, de la Minerica, de o lectură dramatizată în interpretarea Constanței Dumitrache, apoi lectură poetică în interpretarea membrilor Asociației Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania SARS, precum și a Asociației Culturale Diverse. După cum observați, avem și astăzi un stand de carte cu cărți ale scriitorilor, ale poeților români din Spania, dar în acest stand de carte avem și cărțile invitațiilor noștri din România, Ștefan Manasia și Irina Georgescu, precum și o carte la care țin foarte mult, a prietenul nostru română, ociliană, o suedez, Mario Castro, care mi-a dat foarte prezent, o carte în care putem descoperi cu plăcere versurile lui Eminescu traduse în limba engleză. E o traducere excelentă, eu cred că una dintre cele mai bune traduceri pe care le avem în limba spaniolă din Marele Eminescu. Astăzi continuăm programul. Elita României, 100 de personalități românești, este un proiect realizat de Asociația Culturală Diverium, în colaborare cu Ambasada României. Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului pentru Române pentru Tine. Proiectul își dorește să contribuie la păstrarea, afirmarea și promovarea identității culturale a românilor din Spania, dezvoltarea legăturilor afective cu România și consolidarea valorilor culturale și spirituale românești, promovarea imaginii României și a valorilor românești în rândul comunității românești din Spania, îmbunătățirea imaginii comunității culturale românești din Spania și întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării. Proiectul își propune să pună în valoare cultura, arta și literatura română prin intermediul realizării unor evenimente de prezentare a 100 de personalități românești, evenimente care se vor derula pe parcursul a 3 zile. 5 iunie, de la 18 la 20, 6 iulie, de la 12 la 15 și
27 iulie pe la 17:20 la ambasada României de la Madrid. Partener media, RDST TV, televiziunea română din Spania, care va fi prezentă mine prin bunăvoința coordonatorului televiziunii, domnul Cristian Arte. Colaboratorul Asociației Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania, SAS, revista Criton, portalul Rețeaua Literară, portalul România Plus, coordonatorul Evrei, cu voia dumneavoastră sunt eu, Gheorghe Lașin. Astăzi vom începe evenimentul cu concertul susținut de Trio Vergodis. Trio Vergodis, aproape că mai are nicio prezentare, este foarte cunoscut, are numeroase concerte în Spania. Este un trio mixt româno-spaniol, compus din Cristina Maria Vlașin, Ramona Vergodi și Pilar de la Casa. Cristina a susținut ieri concertul și atunci își pregătește vocea pentru concertul de mâine. Astăzi vom asculta în interpretarea Trio Vergodis, le vom asculta pe Ramona Vergodis și Pilar de la Casa. Sunt profesionist, așa cum spuneam și ieri. Toate trei au terminat conservator sau Academia de Muzică, au foarte mulți ani de studiu instrumental și pedagogic în domeniul muzicii, așa că, fără să spun mai multe lucruri, le invit pe fetele Trio Vergodis, Ramona Vergodis și Pilar de la Casa, să ne cânte cu muzică românească. Vă mulțumesc!